complicat. Nu chiar. Camino cultural. Camino. Puse ora celul. Satuc de fapt. Satuc comuna. Satuc. Ia să vedem, domnule, unde sunt aceste ruine. Unde sunt? Unde sunt? Am putea să intrăm pe exit. Am putea să intrăm pe unde vreau să stăm undeva. Și lăsăm-te undeva pe stânga. Intră pe drumul ăsta oare, vă puteți? Sau ne-am pormorit. Cred că dacă intrăm pe acest drum, ar putea să ne ducă. Sau am putea să ne împormorim. Cred că ne împormorim. Pare. Dubios. Cred? Doar 4-4. Undeva în spate. Hai să vedem. Mergem la risc. Și dacă ne împotmolim, cum mai întorci? Nu, ne împotmolim. Sau nu? Sau ne împotmolim? Nu știu. Mapa? Ce arată? N-a arătat nimic mapa asta. Era un drum așa. Am zis că poate putem intra. Nu știu. Nu merge. Mă, ce bine că ne-am intrat pe aici, că îți spun aici, știi? Da, nu știu, e sus cumva intră. Sus, dar pe unde se intră? Nu presiți. În gospodărie de oameni, nu știu. Poate doar așa. Am încercat să găsim un drum care duce la una dintre cele mai mari cetăți austriece care a fost în această zonă. Cetatea Arxavia. Cetatea Arxavia, de unde se poate observa tot coltul și tot satul, toată comuna, toți câinenii. Toate mișcările în vârful cetății. Și bineînțeles sunt și legende. Vrei să asculți legenda acestei cetăți? Da, vreau să spun aceste legende. Vrei să asculți? Fii atent. Sătenii. Eu încep o răseală în stânga. Mamă. Sătenii spun că iarna se aud niște lovituri de spadă, muzică, la pariuri, prin cetatea asta de la pariuri sportive. Mamă, fii atent, asta fie, ha? Ce părăseală old school, perdea cu trandafiri. Asta, s-ar putea să dăm în... În asta? Da.
Auzi, săteni zic că iarna, doar iarna. Doar iarna. Se aud lovituri de spadă, muzică și dans și nechezată de cai. Malul podului. Podului. Dacă îmi pomolim pe el, zic că să dăm cu spatele. Aia mă trebuie să meargă. Dacă nu rămâne pe mal. Și-o luăm pe tot, pe jos. Ceva undeva trebuie să dăm în cetatea aia, nu? Poate auzi și noi niște muzică. Așa se zice, că doar iarna se aud o felul de zgomote din această imensă cetate care cândva era cea mai măreață din această zonă. Nu mai așa și n-am cum să dau în față. Mă alunecă în partea, știi? Oh, uite ce cățeluș, drăguț. Stai așa. Aparcate. Nu mai putem, nu mai putem să trece. E greu așa ceva să treci cu acest 2x2 care este da. 4x4. A parcat aici. A parcat chiar în gardul roșu. Să uităm cum am putea trece pe lângă, cu mai multă viteză, știi? E partea asta de gheață. Wow! Și reușim, în sfârșit, trecem pe malul podului. Și să ajungem spre cetate, de unde se zice că inamicul era văzut chiar de la 20 de kilometri depărtare și steagul Americii chiar aici în față. Steagul Americii, nu? Americanii cum și-au pus baza, 26 lanci în față. Bă, nu cred că mai merge. Mamă, ne-am urcat tot mai aici. Nu mai merge. Nu mai merge. Iar... Asta e ultima casă, casa americanilor, care închide ulița. Ulița de pe malul podului. Mamă, vreau să... Să închidem ca să ne remediem problema. Chiar nu mai puteam merge cu mașina. Am întors-o și am lăsat-o jos.
Și pe aici, în această zonă, se afla cea mai mare cetate austriacă. Arxovia, nu? Exact. De unde se putea observa inamicii de la 20 de kilometri, dacă se apropia. Să vedem dacă mai găsim ceva urme din cetate. Mamă, să ai o casă și să fie așa înconjurat. Da. Mamă, ce tare. Foarte mare. Știau ei bine cu cetatea unde s-o pună, nu? Da. Se vede că e destul de drept locul. Cetatea austriacă. Cea mai mare. Deci în acest loc, pe acest loc a fost pusă cea mai mare cetate austriacă, din care nu mai există nimica. Poate mai găsim ceva pietre, urme. A fost radiată total. Nimic. Se vede satul unde am fost mai devreme și vis-a-vis de el se afla cetatea. Suntem fix în cetate, dar nici urmă de ea. O piatră, poate piatra asta datează, da, sigur, această piatră datează din cetatea veche, deci se mai pot observa câteva urme. Da. Altă piatră. Aha, asta deci, așa era. Era formată în partea asta și în stânga cred că avea intrarea sau ceva. Da, mai sunt urme de pietre, deci asta este altă urmă. Ce urme? Mai sunt și în dreapta teren arabil. Spunem câteva cuvinte despre această cetate. Spune. Prin pacea de la Pasarovitz din 1718, austriecii au preluat Oltenia. 1718-1722 se construiește această cetate. Un loc destul de liniștit și de frumos, impresionant, înconjurat de munți. La ordinul contelui Steinwil, contele austriac, reprezentantul împăratului Carol al VI-lea. Acest conte a dat porunca construirii acestei cetăți, Arxavia, cea mai mare
cetate austriacă. Care a dispărut ca prin magie. Festivalul? Festivalul, da. Mamă, chiar că faci festival aici, cu munții ăștia? Mamă! Faci festival, mare festival. Fie și drept locul tot. Auzi, nechezat de cai, știi? Da. Locul ăsta bănuiesc că nu se poate cumpăra, îți dai seama că e patrimoniul național. Momentan nu e nimica, e lăsat. Nici măcar nu e locul. Nici măcar nu ai ceva să citești, nu știi. Nici o plăcuță, nimic informativ. Se vede așa locul, cum ar fi fost pe aici, intrarea, să zicem, în dreapta, știi, ca la orice cetate, puțin mai ridicat și pe urmă. Și se dădeau tot felul de baluri de-astea austriece, vieneze, în cetatea asta. De-astea se spune că se aude muzică câteodată. Poate din cauza asta e legenda cu ascultatul de muzică. Unde am venit? Pe aici, nu? Pe aici, da. Cort, direct. Cort, da. Din povești? Păcat că nu e nimic. Sau să se organizeze de-astea tradiționale, târguri. Poate s-o organiza ceva, n-ai de unde să știi. Oricum, dacă vrei să citești mai multe despre cetăți, sunt câteva cărți de Radu Oltean, foarte, foarte interesante. Sau pentru voi, dacă vreți să aflați mai multe despre cetățile din România, sunt chiar ilustrate. Și ne simt câine, dar nu știu. Da. Uite ce casă. Frumoasă. Practic asta cred că e terenul cuiva aici. Aici. Tu e aici un măsi. Bine, dacă faci un festival, nu ai cum să urci cu mașină. Păi urci. Cu căruța, și nu știu că e plat. Da. Noroc că am putut parca mașina și am putut să o întoarcem, că de fel n-aveam unde să o întoarcem. Da. Și acest domn cu casa a lăsat porțile deschise, deci cineva mai vine și se împotmolește și hap. Știe care e traful. Steagul Americii în dreapta. Ia uite ce că construcția abuzivă. Litigiu. Am urcat ceva pe acest drum de off-road. Și a ieșit soarele. Aaa, ce bine. Era calma să ne trebuie soarele când eram sus la cetate, nu?
Era, da. Asta este situația. Făceam. N-aveam unde să parcă mașinile sau mașina așa pe această uliță și n-ai de unde să știi, poate urca cineva, dar nu cred că mai există un cetățean care urcă pe la ora asta. Opa, ce putem merge și pe aici cumva. Cum? Așa că de a încetat. În fața acest conac boieresc părăsit, ăsta din stânga la fel? La fel, da. Asta l-am văzut când am urcat. Mamă, ce tare e ăsta din față. Păcat. E bine de știut. Și căminul cultural căinen. Ar trebui făcut un festival tradițional la căinen. Altă casă părăsită. Doar că peste noapte unde poți să cazezi oameni? La săpâi. La săpâi, da. Corturi, că poți să pui corturi. Ia uite, alții părăsea. Wow, câte părăsea. Mamă, cum e asta? Wow. Și asta tot părăsea la din spate. Ce casă singură peste drum.